Bună, vă salut de aici de la Liga Prieteniei. Sunt alături de Andrei de la Liverpool. Bună. Cum ți s-a părut meciul, Andrei? Un meci foarte strâns, cu o echipă foarte bună, fair play. Înainte să vorbesc despre meci, vreau să-i felicit pe băieții de la fair play, în special pe capitanul lor, Cristi, și pe un băiat, dacă ne-a reținut bine numele, Rusu, pentru fair play-ul lor și chiar își merită numele la această echipă. O echipă chiar foarte fair play. Cred că dacă ar fi 50% restul echipelor fair play cum sunt ei pe teren, probabil această ligă ar promova și mai mult fair play-ul. Ce frumos! Fair play, îi lauzi, dar totuși ați bătut. Da, i-am bătut, oricum am avut un meci foarte greu, chiar dacă la pauză am condus cu 4-0, oboseala s-a văzut, am avut câteva lipsuri la echipă, am avut 3-4 băieți care nu am putut să vină astăzi și oboseala și-a spus cuvântul, nici ei nu sunt o echipă rea, chiar au în componență doi foști jucători de Liga 1, pe Gel Coman și Poliță, probabil dacă erau și era și mai greu meciul, dar peste alta a fost un meci superb. Care a fost avantajul vostru în fața lor? Jucăm de foarte mult timp împreună, suntem o echipă care 80% din băieți care jucăm probabil la 11-10 ani, 11 ani împreună și lucrul ăsta se vede, se simte în teren și probabil prietenia care ne leagă în afara terenului. Ce așteptări aveți la următorul meci? Să nu fiecare meci în parte, să jucăm, venim la Liga Prieteniei pentru distracție, sincer, și asta cu victorile vine doar datorită și numai datorită valorii individuale a fiecărui jucător. Am fotbaliști foarte buni și asta ne ajută să câștigăm. Unii jucători de la alte echipe mi-au zis că, nu frate, vin aici să câștig, vin să mă și distrez, dar eu vreau să câștig. Noi nu suntem așa, adică poate cine bate o echipă înseamnă că au fost mai buni, oricum fotbalul nu înseamnă de la o zi la alta și poate să bată oricine pe oricine. Și așa că nu punem preț neapărat pe victorie, clar, vrem să câștigăm, nu ne place să pierdem, dar nu e un scop. Super, mult succes vă doresc! Mulțumesc asemenea și vă... Iar voi nu uitați să intrați pe pagina noastră de Facebook, Liga Prieteniei, să ne dați un like, de asemenea să accesați site-ul nostru ligaprieteniei.com. Mulțumim frumos sponsorilor noștri, Brotac Medical Center, Ident Total Care și Cipita. V-am pupat! Brotac Medical Center este una dintre cele mai cunoscute clinici în domeniul serviciilor de îngrijire și recuperare medicală. Activitatea noastră în top recunoscută este susținută de un laborator propriu de analize și împreună cu doctori specialiști avem în grija noastră un număr foarte mare de pacienți. Formatul nostru multidisciplinar oferă o gamă completă de îngrijiri și reabilitare medicală. Brotac Medical Center. De peste 10 ani pentru sănătatea ta.